Această emisiune conține plasare de produse. Salutare, prieteni! Dacă sunteți în fața micilor ecrane, înseamnă că ați făcut alegerea corectă, pentru că începe Vedete fără secrete. Chiar de la bun începutul emisiunii de astăzi, vreau să mulțumesc magazinului Florence Style pentru vestimentația mea din această seară. Avem și astăzi în meniu, după cum v-am obișnuit, premiere muzicale, care mai de care, artiști îndrăgiți și emoții dintre cele mai colorate. Îmi imaginez că sunteți nerăbdători, așa că astăzi, alături de mine, pe această canapea, stă colegul meu de la Busuioc TV, mult îndrăgitul interpret și moderatorul Adi Carp. Da, mersi mult. Salutare. Ne pupăm după emisiune, să nu ne ia machiajul. Să rămânem frumușei. Eu vreau să încep eu cu începutul. Dragul meu Adi, tu ești de fapt părintele emisiunii Vedete fără secrete și omul care a botezat-o, care i-a dat numele. Ia zi, ce emoții te încearcă acum? De fapt, mă bucur să fiu în primul rând prezent aici la tine, Doinița, la emisiunea Vedete fără de secrete. Ea deja de un an și ceva nu mai aparține lui Adi Carp, dar mă bucur foarte mult că și-a găsit un nou destinatar, un nou stăpân, acest stăpân mai nou fiind doar Doinița German. Mă simt foarte bine. În primul rând vreau să salut telespectatorul ce stă cu ochii pe Busuioc TV în fiecare zi. Pentru că dacă tot m-ai invitat la emisiune Vedete fără de secrete, eu vă îndemn să urmăriți și emisiunea O Fericitare pentru Fiecare. Să fie publicitate atunci și pentru emisiunea, acolo unde am rămas părinte pe bun cuvânt de dimineață, de la 11 la 13. În rest e ok. Sănătate să fie și mult zâmbet, că dacă este zâmbet, atunci toate se fac la timpul lor. Să știi că atunci când ne-am mutat în studioul nou și s-au schimbat toate lucrurile aici, au venit câteva idei ca să schimbăm și numele emisiunii, știi, că e un fel ca un restart, dar mie mi-a fost milă să o ucid, pentru că mi-este foarte dragă, încă de pe timpurile în care tu erai prezentator, acum câți ani să fie? Că mulți ani au trecut, nu? Da, sunt în jur de 7 ani de când și eu, am fost invitată la emisiunea ta atunci încă, în tinerețe. De la început. Da. În tinerețea mea, domnilor și domnilor. Această emisiune a avut câțiva prezentatori. De-a lungul timpului. Pe lângă Adi a fost și Mariana Șura. Da, a venit și Anatol Cotrobai, care a fost și colegi apropo de asta. Apoi Anatol a rămas singur la această emisiune. Anatol mai avea, adică după care Anatol m-a încercat câteva combinații, am revenit înapoi alături de Anatol, ca într-un final să luăm decizia ca lângă Anatol să vină o domnișoară. Inteligentă, mulțumesc pentru încredere acordată, dragul meu. Inteligentă, deșteaptă și frumoasă. Și, și apropo, această prezentatoare este Doinița Ghiță. Mulțumesc pentru încrederea, înalta încredere acordată, vorba aceea. Să trecem la creația ta. Tu astăzi ai venit cu o premieră muzicală. Putem să spunem că e o renovare muzicală a unui cântec care are în spate mult mai mulți ani decât are televiziunea noastră și decât ne are emisiunea Vedete fără de secrete, pentru că a fost lansată prin anii 90 și ceva, adică în anii 90. Deci are aproape 30 de ani, să zicem. Să-i spunem că are peste 20 de ani acest cântec. Un cântec semnat de regretatul și marele autor de muzică și texte, marele interpret, pentru că pentru mine el a rămas un interpret cu cea mai sclipitoare voce, cea mai răsunătoare voce, Anatol Dumitraș. Un interpret pe muzica căruia am crescut și de muzica căruia am fost fascinat și îndrăgostit de mic copil, de atunci de când l-am auzit cântând melodiile sale. Melodie se cheamă De vorbă cu tata. E exact ceea ce mă reprezintă pe mine, exact, practic, parcă l-aș fi văzut pe regătatul tăticul meu, spunându-mi aceste cuvinte pe care le interpretez în melodia reeditată din repertoriul lui Anatol Dumitraș. Dar cum s-a întâmplat? Cum ți-a venit ideea asta? Sau de unde a pornit? No, mie îmi plăcea foarte mult cântecul și știam această melodie doar într-o versiune folk cântată de către maestru, o imprimare veche pe care întâmplător am găsit-o pe internet, foarte întâmplător. Și la ultimul interviu pe care l-am avut cu maestrul Anatol Dumitraș, tot la Busuioc TV, i-am zis maestrului... Ce fain că l-ai prins. Păi asta a fost. Eu n-am avut onoarea, știi? Și l-am întrebat dacă îmi permite, dacă îmi dă permisiunea să cânt această melodie. La care îmi zice, hai, ia și un brac, fă un aranjament muzical și când vrei să înregistrezi, doar așa pentru mine, să vedem dacă n-ai scos nimic din linie melodică. A fost să se întâmple ceea ce s-a întâmplat.
Și trebuia să se producă acest frumos eveniment, acest minunat festival intitulat... Apropo de festival, da, să facem cunoștință și publicului, da. Că noi vorbim în cunoștință de cauză. Deci, Adi a interpretat melodia aceasta în cadrul unui festival. În cadrul festivalului, în cadrul primei ediții a festivalului Anatol Dumitraș, ce a avut loc în satul de Baștina Maestrului, Larga, în raionul Deci, sunt zeci de kilometri, sute, vreo 250 de kilometri. Și acest lucru s-a datorat faptului că a venit un telefon din partea lui Avelin Tabarcea, actorul Avelin Tabarcea, care este și pământeanul lui Anatol Dumitraș. El și cu domn primar și cu o echipă de inițiativă, un grup și de artiști s-au ocupat de organizarea acestui festival. Îi felicit pe această undă pentru că a fost o zi minunată și importantă pentru ei și pentru țara noastră. Și de Doamne la mai multe ediții înainte. Da, cu adevărat. Dar tu, afară de faptul că ai cântat acolo, ai mai avut un rol în organizarea festivalului sau ai fost invitat doar în calitate de interpret? Am fost invitat doar în calitate de interpret, trebuia să fiu și în juriul festivalului, însă n-am reușit că am avut câteva drumuri. Însă am dus această melodie până să fie festivalul pe la câteva posturi de televiziune. Am vorbit de acest festival și am invitat. Și cred că ți-ai îndeplinit în alta misiune. Sper că da. Chiar așa și eu zic să luăm acum o pauză de aici din studio și să vedem reportajul, pentru că colegii noștri de la Buseoc TV sunt întotdeauna oamenii potriviți la locul potrivit și au realizat un reportaj foarte simpatic chiar de acolo, de la festival. Așa că vizionare plăcută și revenim în scurt timp. Am cântat la toată lumea bucurii și jale, hoinărind prin țări străine, viața mi s-a dus. Nici nu știu de câtă vreme n-am mai dat prin sat la mine, să învăț cumpii, mama, tata, casa unde am stat odată. De curând s-a dat start unui spectacol de amploare în memoria marelui interpret de muzică ușoară, Anatol Dumitraș. Organizatorii festivalului au avut grijă ca acesta să prindă viață chiar în satul de Baștina a marelui interpret, comuna Larga, Briceni. Și mă bucur că mi ține bunul Dumnezeu. Anatol Dumitraș a fost o personalitate pentru noi toți. El în 10 ori, 11 cânt și o cântat despre satul Larga, despre Baștina. El, într-adevăr, a fost un baștenaș care trage la sat. Și întregem des, a fost un băiat de treabă pentru satul Larga. În primii ani, Anatol Dumitraș vine la Larga mai nu în fiecare săptămână. De sărbători, fără dâns sărbători nu s-a ceva în sat. Eu am avut o relație foarte frumoasă în ultima perioadă din viața lui. Din păcate ne-a părăsit, dar au rămas piesele lui, au rămas șlagărele astea frumoase, au rămas amintirile legate de acest om absolut senzațional și extraordinar. A fost un om cu un suflet nemaipomenit, un om care de fapt nu va muri niciodată, Anatol Dumitraș, pentru că rămân piesele lui, rămân textele scrise de el. A scris peste 500 de melodii. E ceva. Îmi pare rău că nu l-am cunoscut pe Anatol mai mult decât un coleg. Eu spun ce este, fiindcă noi... Eu fac parte din alte generații de artiști. Când am venit eu în scenă în anii 80, chiar să spunem 88, Anatol deja de acum era, cum se spune, se bucura de o popularitate foarte mare și desigur că eu vreau să spun că el cu siguranță a intrat în pila de aur a muzicii ușoare de la noi din Basarabia, deoarece el a fost dat de la Dumnezeu. Cel care a încins atmosfera a fost nimeni altul decât interpretul Ade. A unit oamenii într-o horă frumoasă, făcând o adevărată sărbătoare, așa cum îi plăcea și regretatului Anatol Dumitraș. Am acceptat să vin aici să fiu alături de familia lui Anatol Dumitraș, satul Larga, pentru că acest sat este de fapt familionul mare al îndrăgitului și nemuritorului. Pentru mine să fie întotdeauna nemuritorul Anatol Dumitraș. Așa femeile frumoase pe lângă mine trec ușor. Foarte frumos și emoționant reportajul. Iată că l-am urmărit ceva mai devreme, dar n-are cum să nu te apuce de suflet. Adevărat, atunci când vorbim de persoanele marcante din cultura noastră națională, sigur că te apucă și emoția de suflet, te apucă și dorul de cântec, te apucă tot de suflet de acolo. Pentru că noi, de fapt, suntem oameni vii și cu emoțiile trăim, de fapt.
Este foarte frumos, știi, că uite, interprezi în tânăra generație precum ești tu, apreciază, prețuiesc oamenii de valoare ai pământului nostru și datorită vouă, uite, piesele acestea sunt, rămân nemuritoare. Ele și așa rămân, că deja și-au pus amprenta în istoria culturală a țării noastre și pe sufletul oamenilor, dar dându-le o nouă viață, ele se readuc în actualitate și eu văd asta ca pe un fenomen pozitiv. E bine atunci când nu uităm de urmele trecutului, e bine ca să le readucem într-un nou suflu ascultătorilor, telespectatorilor și acest cântec îmi doresc ca el să dăinuie mulți ani înainte de aici. Că merită, și, nu? Sigur. În general, toate melodiile lui Anatol Dumitraș merită să fie relansate, să fie renăscute sau cel puțin să le păstrăm mulți ani înainte, așa în forma pe care le-a lansat regătatul Anatol Dumitraș. Tu mai ai piese cărora le-ai redat o nouă viață? Ai mai avut așa experiență? Din repertoriul Anatol Dumitraș, nu. Nu, în general? În general am făcut câteva zeci de piese etno. Deci sprate din folclor, să zic, da? Da, muzică folclorică pe care le-am orchestrat într-o formă modernă și mi-au prins bine, nu doar mie, dar și celor cărora le-am dus acolo spre destinație. Pe viitor te mai gândești să interpretezi ceva din repertoriul maestrului Anatol Dumitraș și de la cine ar trebui să ceri voie în acest context? Permisiune îți poți cere de la membrii familiei, adică de la soție, de la cei doi feciori, însă mie mi-este de ajuns o melodie pe care mi-a încredințat-o pe când era în viață maestrul Anatol Dumitraș și celelalte sper și cred că din ele ar trebui să lanseze și ceilalți colegi, ca să avem câte o melodie din repertoriul lui Anatol Dumitraș în repertoriul nostru, pentru că ele sunt melodii deosebite și sunt melodii care nu ar trebui să fie uitate. Pentru că astăzi vorbim în exclusivitate despre acest subiect, altă dată te descos eu de secrete, da. Că știi cum e moda la noi, da, noi și în alt context, dar da. O să trecem așa puțin și foarte repede și ușor la membrii familiei tale, dar tot în contextul acesta, n-o să încerc să mă bag prea mult în viața ta intimă, vreau să te întreb, este familia un critic al tău sau este primul admirator? Cum se întâmplă cel mai des? Da, de obicei... Dacă ai făcut piesa asta din repertoriul... De obicei, familionul, adică sau membrii de acasă, cei de acasă, ei știu și să critique, ei știu și să te netezească și pe creștet. Ei sunt cei care își spun cuvântul adevărului în față, pentru că tata nu are voie să se supere pe cei mici sau pe jumătatea vieții lui. Noi nu avem voie să ne supărăm pe noștri pentru că ei nu ne vor răul și asta este cel mai important. Dar cel mai des ce se întâmplă să-ți spună? Să-ți lanseze pretenții cu de tata, n-ai cântat așa, n-ai făcut așa sau... Încearcă. Sau sunt mulțumiți de ce faci? Nu, dacă ceva nu le place, întotdeauna își spun punctul lor de vedere și dacă le place, la fel. Și le spun, cel mai critic e soția, e ea de fiecare dată îmi spune că aia e bine, aia nu este bine. Apropo, hai să deschidem secretele, dacă tot suntem la vedete fără secrete. Că Antonina Carp este și stilistul care se ocupă de imaginea noastră. Cine e aia? Ea este soția ta, din familionul vostru, cum spui tu, familionul Carp. Da. Deci ea a avut grijă dacă noi să arătăm așa simpatici precum ne vedeți. Și dacă că nu suntem... arătăm bine, să dacă nu arătăm bine, toate întrebările la... Tot ea este de vină. Antonina. E, nu, că ea nu dă greș niciodată. Ah. Eu o să te invit în câteva clipe ca să ne cânti. Cu drag. Dar înainte ca să le spun ceva telespectatorilor noștri, să le lansez un mesaj de final așa pentru... Da, dragi prieteni, după cum ați reușit să observați, avem aici la Busuioc TV, avem platouri noi, avem trenduri noi, asta e ceva ok. Deja avem și sponsor pentru prezentatori, asta e iarăși ceva de bine, le mulțumim. E extraordinar. Totul se datorează faptului că avem telespectatori buni. Noi, eu de fapt vreau să vă îndemn să rămâneți alături de Busuioc TV în continuare, să ascultați și să fredonați melodiile interpreților de acasă, să nu uitați de cel care ne-a lăsat o adevărată și frumoasă comoară, Anatol Dumitraș, iar mai cu seamă eu vă îndemn să urmăriți nu doar o singură emisiune de aici, de la Busuioc TV, care se cheamă O Fericitare pentru Fiecare, ci toate emisiunile. Îți mulțumim foarte mult că ai găsit timp să vii la Vedete Fără Secrete, să știi că ești oricând așteptat și binevenit aici. Și acum te rog să ne cânți în scena platoului nostru această melodie de suflet. Mulțumesc. Dragi telespectatori, și în continuare rămâneți în compania lui Adi Carp. Nu-ți mai cer să mă crezi, știu că sunt vinovat. Știu că iar o să-ntreb când termin de cântat.
Știu grădina e în spin și eu prin străinitate și singur nu știu când o fi să mai vin. Știu că gardul e vechi și că parii sunt slabi, că ești slab de puteri și că părul ți-e alb. Și umărul meu bine-ar prinde mereu, tată, la bun și la rău, la ușor și la greu, la ușor și la greu. Știu că nu te-ai gândit niciodată în viața ta că tot ce ai zidit astăzi pare a fi în zadar. Și tăcerea ta tristă doar eu o înțeleg. Tată, te rog să mă ierți, tu nici o vină nu porți, nici o vină, nici o vină. Nici nu-ți trece prin gând, dar eu mâine iar plec. E problema de-apoi ce nu pot să o dezleg. E noapte târziu, cu cer străbeziu, tată, și eu undeva, unde singur nu știu, unde singur nu știu. Gândul cel de pe urmă aș vrea să ți-l spun acum, să ți-l spun chiar acum când sunt gata din nou de drum. Că povața ta sfântă-i cu mine mereu, când mi-e ușor sau mi-e greu, dacă mi-e bine sau rău, cu tine stată, cu tine stată. Nu-ți mai cer să mă crezi, știu că sunt vinovat. Știu că iar o să întrebi când termin de cântat. Căci iarăși zi și eu prin străinitate și singur nu știu când o fi să mai vin, când o fi să mai vin. La 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 la. Prieteni, am revenit la canapea și alături de mine este interpreta Gloria, care mai nou de vreo câțiva ani încoace este și moderatoare TV. Salut, dragă mea, și bine ai venit! Salutare, mulțumesc pentru invitație! În sfârșit ne-am schimbat cu rolurile, pentru că în ultimii ani obișnuiam să fiu eu invitată la emisiunile tale. Adevărat. Apropo de asta, să știi că mă surprins plăcut, pentru că reușești să, să faci foarte multă creație și odată să fii la televiziune în lucrezi tu foarte des, deci în fiecare zi ai emisie directă. Și mă mir și mă întreb, oare cum reușești fata asta să le fac pe toate? Eu vin să te contrazic, crede-mă, nu reușesc să le fac pe toate. Nu fac atât de multă creație pe cât mi-aș fi dorit eu. Și televiziunea, tu deja știi, consumă energie, te vrea și dimineața și noapte și în weekend-uri uneori. Așa. Deci chiar dacă emisiunea este în fiecare zi de luni până vineri și am două zile libere, oricum se întâmplă să fiu pe acolo. Și efectiv nu am timp pentru ceea ce îmi place mie cel mai mult în viața asta, să cânt, să fiu în studio, să compun, să scriu texte. Asta e. Și știi, muzica e foarte geloasă. Se supără. Dacă nu-i acord timp suficient, se supără. Da, m-am convins și eu de asta. Exact. Și cumva te pune la o alegere uneori. Sau. Producătorul meu glumește în el cu mine și zice, eu mă tin că am să te concediez de la televiziune. Pentru că asta îmi consumă foarte mult timp, adevărat. Da. Dar viața ta, să înțeleg că s-a schimbat de când ai devenit moderatoare TV. Cum să zic? Da, pentru că oriunde nu aș intra, lumea îmi spune, cine vine la noi? Știi? Auzi? Eu te las să faci publicitate la emisiunea ta, da, la mine, în emisiunea, adică pentru că mi-ești foarte dragă. Eu nu că m-aș supăra, dar e o etichetă pe care mi-au pus-o în frunte, da? Așa. Și te percepe cumva anume lumea de la asta? Te percepe cumva anume? Da, adică toată lumea, dacă mă vede zi de zi la televizor, crede că suntem prieteni de viață și stau de vorbă. Și începe să ne mai vadă doar ca pe o interpretă, da? Ca pe o gazdă. Exact. Și apoi vine întrebarea, dar tu mai cânti? Da. Deci aici vreau să ajung. A avut cariera ta de suferit? În urma...
televiziunii. Spui că stăm de vorbă fără secrete? Da, te rog, suntem la vedete fără secrete, zi adevărul. Am uitat să te pus în jur cu mâna pe Biblie, că de obicei asta le fac invitațiilor mei. Eu, de fapt, nu prea pot să mint pentru că se vede pe fața mea imediat. Da, a avut de suferit, chiar. Scot piese o dată în an, cred. Și sunt melodii care stau în studio și nefăcute, așa. Deci trebuie doar reînregistrat o frază, de exemplu. Sau mix master de făcut. Oamenii din domeniul pricep despre ce. Și oameni buni, fata asta chiar și astăzi are emisie directă. Adică, după asta, scurt timp. Da, dar mie îmi place că ce, nu ce mă plictisesc. Adică sunt în priză, fug acolo, fug dincolo. Și faci contact cu foarte mulți oameni interesanți, asta, nu? Da, asta da. Probabil asta e cel mai frumos moment din ceea ce fac, pentru că am cunoscut absolut toți artiștii din Republica Moldova. Nu cred că a existat unul cu care... De la mic la mare. Da, de la mic la mare. Deci cu toată lumea sunt cu bună ziua. Dragă mea, dar totuși nu poate să te lasă cineva fără muzică. Pentru că tu ai un mare noroc. Hai să recunoaștem, să deschidem toate secretele. Dar nu-i secret, că tu ai mai zis public de multe ori. Deci tu ai un iubit care face muzică. Deci iubitul tău este, ce este, ia zi tu, e compozitor, compozitor, interpret, e aranjor, producător muzical, e producătorul, și... deci el nu te lasă dar fără... Dar nu e iubit, stai un pic, e viitorul meu soț. Ai mai mult de... am rămas în urmă cu toată informația, serios? Foarte ai că ajungeți la tema cu nunta, da, în scurt timp. Deci viitorul ei soț, e și el de logodnă. Ce frumos, draga mea. Scuze că eu am văzut niște poze cu voi, Mire adică și Mireasă. Adică stai, cum nu, tu nu vii la nunta mea? Ba da, mă inviți? Hai, fă-mi o invitație acum. Normal, te invit la nunta mea. Da? Ok, facem. Dar te rog să nu faci în zile de weekend, ok? Că sunt invitată la altele. Deja cu un an înainte. Oh, Doamne. În calitate de moderatoare sau interpret. Așa că fă-o cumva în mijlocul săptămânii. Să o fac luni, ca să ajungi la nunta, da? Cumva de genul ăsta. Deci, aici ziceam de viitorul tău soț, că el nu te lasă fără muzică, nu? Ba, ai da, mare drag de el. Mă lasă fără muzică, evident. Aoleu, rău. El este concentrat în acest segment și zi și noapte, adică muzică. El din asta câștigă banii. Dacă eu mai fac televiziune și mai prezint câte ceva, el doar muzică. Și... Tu vrei să zici că el face mai mult muzică pentru alții decât pentru tine? Evident, pentru că el este solicitat și asta mă bucură. El toată ziua are pe cineva în studio. Am certul din cauza asta? Poate tu scrii altora și mie nu mai scrii. Bine, și... Sau nu te ajunge suficientă inspirație pentru mine, care sunt soția ta? Sau știi cum se întâmplă cibotarul cu fără cibote, da? Da, e despre noi, e despre ele, despre mine. Pentru că aici nu ai făcut un oarecare program, orar, ai scris în Excel și ai trimis clientului. Aici e vorba de creație, trebuie să spui creierul în mișcare, trebuie să te gândești să corespundă stilului interpretului care va cânta această melodie. Să fii pregătit să schimbi dacă să nu schimb. Îi se potrivește, ca o cămașă, ca o mănușă. Îmi dau seama că el se consumă foarte mult în studio și iată, vin eu, hai Viteluș, fă-mi mie o piesă. Hai, scrie acum, imediat. Și trebuie să-mi fie milă, să-i dau și lui pace, să aibă timpul și spațiul său. Și am ajuns la concluzia că eu mai bine lucrez cu alți oameni. Lucrez cu alți compozitori, în alt studio. Serios? Și așa... Acum m-ai lăsat fără replică. Ia. Așa facem noi pace și liniște. Evident că eu sunt dependentă de părerea lui, pentru că eu cred un profesionist. Și este, de fapt, chiar dacă el nu dar ar fi cu mine. Dar să nu fii modest, asta e adevărul. Da, dar chiar nu ar fi el cu mine, oricum... Zic că e foarte talentat și pricepe ceea ce face. Respectiv, am nevoie de părerea lui. Fie că e critică, fie că nu. Înainte de a face o melodie, îl întreb cum ți se pare. Chiar și melodia care va urma în această seară. Da, melodia asta care îmi place mie, pe care te-am rugat să ne cânti astăzi. Fain. Exact. Deci, înainte de asta l-am întrebat, e bună sau nu? Dar nu e piesa lui, nu? Băi, ce sunteți de interesanți. Apropo de asta, când o să fie nunta? Că ne-ai chemat. Dar ne chem cu toată echipa cu Suc TV? Hai, e vara asta, aveți timp? Serios? Când? Ai stabilit? Măi, ce e stabilă? Data mai serios, ai stabilit-o? Da. Doamne, să joc atât de... Am rămas în urmă. Eu cu televiziunea asta am rămas în urmă de toate evenimentele cele mai importante care se întâmplă în showbiz-ul nostru. Vezi când că e televiziunea consumă? Când e? E în iulie, dar nu zic mai multe, zic tu. Dar nu ne zici data, da?
Dar ne iei cu tot cu camere și cu operatori, că noi venim să facem reportaj pentru vedete fără secrete. Oh, Doamne, am zis că aș vrea să fie cumva intim? Un eveniment mai intim, să nu stresez oamenii care vin, pentru că nu toți sunt din domeniul acesta și nu toți au contact direct cu camerele. Și nu toți sunt confortabili în fața camerilor. Și nu vreau să pun într-o situație incomodă pentru ei și am zis așa, să fie mai departe de ochii lumii, dar să ne distrăm. Pentru că dacă am decis să o facem până la urmă, să o facem să ne placă nouă tare, tare mult. Nu o să fiu foarte insistentă, te mai gândești dacă ne poftești cu toată echipa sau nu. E să ne zici cât mai ai de gând să faci televiziune și când ai de gând să te lepezi de ea și să fii interpret așa cum te-am cunoscut eu acum câțiva ani buni în urmă. Ce te vezi tu în viitor? E foarte complicat să-ți dau un răspuns la această întrebare, pentru că nu pot să ghicesc în palme, să ghicesc în cărți și să știu ce se va întâmpla. Ba da, mă gândesc în fiecare zi. Chiar mă gândesc în fiecare zi. Să-l lepă televiziunea asta, că de un dă bătaie de cap atâta. Deseori mă gândesc să vin cu cererea și... Ce perfect, dragă. Da. Dar știi, televiziunea încă mi oferă o oarecare magie, care mie îmi place, să cunosc oameni noi, să lucrez într-o echipă bună, să mă provoc, pentru că am avut posibilitatea să fac proiecte care mie îmi plac, pe care le-am gândit, și asta este pur și simplu minunat. Și după să vezi că oamenilor le place, adică să primesc un feedback pozitiv. Să merg undeva în sat, în mediul rural, într-un sat pe care nu-l cunosc și oamenii să mă oprească pe stradă, pe drum și să zică a, te cunosc. Că te cunosc și te privesc și îmi place și ești bravo și așa mai departe. Bine, nu că aș avea nevoie de cuvintele astea, dar e chiar un lucru care te face să rămâi și să îți dai seama că nu e în zadar. Da, ești bucuros că munca ta este răsplătită prin admirația și recunoștința oarecum da, a publicului. Sigur. Noi îți urăm succes în tot ceea ce faci. Te așteptăm mereu la Vedete Fără Secrete, că aici am multe secrete de descusut. Timpul a zburat repede și te invit să ne cânti acum. Cu drag. Piesa ta, da, 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 e prea bine aici, e prea bine și prea bine o să fie și piesa pe care o cânt. Da? Te invit în scena platoului nostru. Dragi telespectatori, noi rămânem cu Gloria. E prea bine aici. Tăcerea ta, o tot ascult. Fără cuvinte vorbești, dar eu aud. Te vreau aproape aici, cât mai aproape.
poartă și eu aici și nimic mai mult. Ei nu înțeleg și nu vor înțelege vreodată. Doar tu și eu aici și nimic mai mult. Dragi prieteni, toate sunt importante la emisiunea asta, dar publicitatea este sfântă. Revenim imediat. Publicitate! Am revenit, prieteni, și chiar acum în scena platoului nostru ne așteaptă un bun prieten al emisiunii, Vedete fără secrete. Ne cântă Laurențiu Popescu. Frumoasă foc, ca și luna când răsare de savântă în joc. Nu o mai oprești, mersul e ușor. E o fire visătoare, o trezesc în zori. Îngerii cerești, o na na nei na na nei na 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 na. O na na nei na na nei na na na. Înamorată, ce frumoasă e fata, arintată-i șoapta. Dulci sunt ochii ei, înamorată, într-o clipă soarta, îi deschide poarta, poarta dragostei. Enigmatică, ca furtuna de pe mare, e romantică, plină de mister, s-a îndrăgostit. Sentiment care nu moare și a strălucit. Steaua ei pe cer, o na na nei na na nei na 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 na. O na na nei na na nei na na na. Înamorată, ce frumoasă e fata, arintată-i șoapta, dulci sunt ochii ei. Înamorată, într-o clipă soarta, îi deschide poarta, poarta dragostei. Înamorată, ce frumoasă e fata, arintată-i șoapta, dulci sunt ochii ei. Înamorată, într-o clipă soarta, îi deschide poarta, poarta dragostei. Șoapta caldă de iubire, nu o repeta, să rămână în amintire, amintirea ta. Vino și rămâi cu mine, vino nu mai sta. Ești iubirea vieții mele, tu namorata. Înamorata, ce frumoasă e fata, alintată e șoapta, dulci sunt ochii ei. Înamorată, într-o clipă soarta, îi deschide poarta, poarta dragostei. Înamorată, ce frumoasă e fata, alintată e șoapta, dulci sunt ochii ei. Înamorată, într-o clipă soarta, îi deschide poarta, poarta dragostei. Mulțumim frumos, Laurențiu! Ce frumoasă e fata! Tare frumoasă melodia asta, are câțiva ani, nu? Da, are ceva ani, poate 9, poate chiar 10. Ah, serios? Dar rămâne la fel de actuală și preferată de toate fetele, pentru că dragostea asta întotdeauna este la dragostea modă. Dragostea este eternă. Dragostea nu se consumă niciodată. Eu o să iau așa, repede, din scurt și din strâns, pentru că vreau să ne deschizi toate secretele. Tu astăzi ai venit cu o melodie nouă. Deci nu e vorba despre enamorată, este vorba de cea pe care o să ne cânti mai târziu, dar vreau din start să te descos, pentru că melodia asta m-a surprins foarte plăcut. E ceva absolut diferit, e ceva foarte nou pentru tine, o să ținem pe spectatorii noștri, telespectatorii noștri în suspans, cei care nu știu, dar să ne spui tu așa mai multe. Mai întâi de toate vreau să vă salut. Da, bine ai venit. Pe tine, Dunița, pe toți cei care ne primesc în această seară frumoasă, minunată. Și într-adevăr am venit cu o piesă, cu o realizare nouă, care se numește Cântă inima mea. O piesă, muzica, textul scris de Eugen Doibani, Nathan. De fapt, el a scris și pe lângă text și muzica, a făcut și orchestrația, a cântat și back vocalul. A stat cu mine în studio când am imprimat piesa, a participat la mixarea piesei.
Deci a stat de veche cap-coadă la finisarea acestui proiect. Deci ca să fie începutul, el a stat la începutul, a clădit, a zugrăvit, deci a făcut totul ca să, până la rezultatul final. Și chiar am ținut cont de ceea ce îmi spune el, cam în ce manieră să cânt piesa. Aici vreau să te întreb, chiar te-a ajutat să, și la maniera interpretativă cumva? Poate n-am reușit așa cum a binevoit Eugen, dar oricum, cât de cât m-am străduit să cânt așa mai... Eu ziceam și la începutul interviului nostru că e altfel piesa asta, chiar și maniera interpretativă e altfel, dar ți se potrivește foarte bine, să știi. Eu nu m-am așteptat să te văd pe tine și în culorile acestea. A fost greu să experimentezi? N-a fost atât de greu, dar mă rog, noi toată viața experimentăm. Vrem să facem ceva nou, ceva interesant, ceva deosebit, ca să le placă publicului. Și cred că s-a reușit o piesă dinamică, o piesă dansantă, o piesă varatică, cum zice Eugen, modernă. Modernă, cum zice Eugen, cu izi de tropice și cu parfum de sărut. Oh, ce frumos! Vezi, autorul știe să-și descrie capodopera mai bine ca nimeni altcineva. Piesa asta, de fapt, din câte am înțeles eu de la tine, este o revenire la colaborarea voastră, care a început acum câți ani în urmă? Într-adevăr, așa, este, cu Eugen ne cunoaștem poate de vreo 10 ani. Prima dată am cunoștință cu el la un concurs, eu eram în calitate de juriu, el era în calitate de tânăr talent. Da. Încă de pe atunci l-am evidențiat. Am mers împreună la multe evenimente. Ca într-o bună zi să zic, Eugen, nu vrei să faci o orchestrație la o piesă de mea? Era vorba de piesa Enamorata. Care a răsunat mai sus? Da, care dar ai scris-o tu, Enamorata. Am scris muzica și textul. Da. Așa, dar orchestrația? Orchestrația a fost făcută de tine. Deci haina muzicală, da. Pentru, ca să înțeleagă și spectatorii. Și la fel a fost ceva nou pentru mine în acea perioadă. Da. Dar vezi că piesa, uite, e la modă și acum, știi? Da, mă bucur. Ca peste ani să mă întâlnesc cu Eugen la un concert. Acum recent, seara în vedere. Da. Și zic, Eugen, nu vrei să facem ceva... Ceva interesant, să fie interesant pentru mine cel puțin. Eugen zice, de ce nu? Mi-a propus câteva piese, între care și piesa Cântă inima mea, în variantă engleză. Oh! Da, așa. Și dar tu, de ce n-ai ales-o în engleză? Eu cânt în engleză, dar nu atât de bine ca să mă prezint în fața... Nu ești american cumva? Nu, sunt american. Dar cred că e bună ideea asta că ai făcut-o în română, pentru că este mai accesibilă și pentru publicul nostru și româna sună atât de bine. Da, dar ar fi fost mai dificil când mine să o cânt în engleză, nu știu, poate pe viitor, când dar e bună, uite, îți dau o idee acum, să încerci să faci piesa asta și în varianta engleză. Trebuie să fie în două variante, de ce nu? Păi să văd dacă mai prinde la public, deci îmi pușcă, am să fac și o variantă. Apropo de asta, iată, o să-i spune și telespectatorii noștri dacă am pușcat sau nu piesa, că o să ne o cânti la final neapărat. Dar acum vreau să te întreb, deci tu ai spus lui Eugen că te-aș vrea să fac o piesă nouă, da? Da. Dar de unde e ideea asta? Deci ți-a venit ție inspirația să faci ceva deosebit, să fie un alt Laurențiu Popescu decât cel pe care s-a obișnuit publicul să-l vadă? Deci de unde ți-a venit ideea asta? Cum universul ți-a trimis-o? Prin ce? Prin cine? Nu mi-a trimis niciun univers. Noi știm că Eugen este un băiat talentat, el face într-adevăr niște lucrări interesante, deosebite. Dar și tu, moderne. Cu ție, cum ți-a venit curajul ăsta să schimbi așa brusc? Că e piesă care s-a întors la 360 de grade, nu știu, așa o văd eu, foarte diferită de ceea ce ai tu. Păi am zis în start că vreau să experimentez la ceva nou, de ce nu? Pur și simplu așa ți-a venit. Bun, te-ai trezit dimineața și te-ai venit, vreau să fac ceva nou. Sau ce te-a împins să faci asta? Am doi băieți tineri care cântă și ei. Tata, nu te demoda! Care cântă și ei. Apropo, chiar m-am gândit la un moment că poate fac o piesă cu Cătălin. Virgiliu deja are linia lui. Dar el poate să facă hip-hop-ul, nu? Că din câte știu, Virgiliu e hip-hopper, nu? Numele de scenă este Vigi. Vigi, așa, eu, e. Da, cam așa. Păi să-l bagi în piesă, a? Nu, el din start mi-a spus că nu se implică piesele mele, chiar acum lucrează la o piesă nouă, poate va veni și la voi, dacă o să-l invitați. Cu mare drag, sigur. Dar am încercat cu Cătălin,
Cătălin să facem ceva. No, el este deja student în anul întâi, are deja 16 ani, dar până la urmă el a zis că mai așteaptă, pentru că să nu zic profesorii că ce, ești deja... Mare vedetă? Da, am înțeles. Păi ce cu băiat modest? Că... Vezi, și oamenii zic că copiii interpreților sunt cumva... privilegiați și foarte alintați sau cum să le mai zic. Bunul simț, slavă. Vezi ce se... Totul depinde de educația pe care o primește copilul în familie, copilul de acasă. Și Laurenț întotdeauna a fost un băiat modest și foarte de treabă. Păi ultima dată când ne-am văzut, mi-ai spus că regreți faptul că nu ai reușit să faci un concert solo. Și acum uiteam să te întreb, dacă să presupunem că piesa asta împușcă și ea. Zic și ea pentru că și celelalte piese de tale sunt cunoscute, predonate și lumea te iubește foarte mult. Eu chiar am observat o reacție deosebită vis-a-vis de persoana ta. În postările mele de pe Facebook, de pe Busuioc TV, oamenii reacționează foarte pozitiv la emisiunea pe care am făcut-o cu tine, la cântecele tale. Deci ai public care... căruia ești aproape de suflet. Și să zicem că uite și asta împușcă în 10. Te gândești la un concert solo într-un final? Noi tot timpul visăm, tot timpul vrem ca să avem un concert. Tu n-ai vrea? Ba da, de ce nu? Vezi că... Da. Să vedem. Nu-mi fac planuri, că de obicei dacă îți faci planuri, dar nu iese, nu reușești. Așa că mergem încet și or, ne grăbim încet. Da, ia să trecem mai puțin și la alt aspect al vieții noastre. Uite, eu ți-am mai zis-o și ți-am mai zic și acum, tu nu te-ai schimbat cu ani, știi? Au trecut ani peste mine. Da, au trecut ani în favoarea ta, să zicem. Da, deci nu te-ai schimbat. Care este secretul? Dar ce faci tu ca să te menții? Că eu cum te știam acum 10 ani, așa te văd și astăzi. Nu știu, Donița, n-am niciun secret. De obicei, uite, întrebarea asta e pentru femei, înțelegi? Dar acum eu te întreb pe tine. Probabil așa mi-e fileșagul, cum spune românul. N-ai obiceiuri, nu știu, ce să mănânci, ce să nu mănânci, ce să bei, ce să nu bei? Practic totul. Serios? Și oricând, îți dai seama, dacă noi mergem la ce petreceri... Ce fericit e băiatul ăsta! Dacă mergem la petreceri... Da, eu nu merg la petreceri cu caserola ca mine. E un fericit. Deci mănânci totul, absolut, orice. Și mai fac și puțin sport, alerg prin jurul casei, am o bară fixă în ogradă. Și faci muncile casnice, că știu că îți place grădinăritul din câte mi-amintesc. Da, sigur, am un gazon de iarbă, trebuie practic în fiecare săptămână să-l tunzi. Deci uitați-vă, dragile spectatori, înseamnă că până la urmă este un secret, e mișcarea asta care te ține așa în formă și copiii plus la toate care te motivează, nu? Și cum am zis, și data trecută mă merg la țară împreună cu frații mei, mi-a rămas ca moștenire o vie a lui tata și mergem cu mare drag și o prășim, o îngrijim, curățim, culegem poama. Deci vezi, până la urmă totul se rezumă la muncă. Munca este secretul. Munca la crea pe om. Auzi, și mie îmi place să continui și tot el va ucide vorba aia. Mi-ai zis că oarecum copiii tăi te-au motivat ca să vrei să fii și tu așa în tren, să ai o piesă nouă. Cum au rămas ei? Au rămas surprinși de această melodie revenind la copii și cântecul nou? De fapt, eu le-am arătat piesa, era în faza începătoare, deci când mi-a dat-o Eugen. Uh-huh. Și Cătălin și Virgiliu au acceptat ca tata să cânte asta, așa piesă. Deci stai puțin, tu trebuie să treci testul, da? Da, sigur. Am dacă, înțeles. Deci fără voia... Dacă ei spuneau că nu le place... Ei sunt primii critici în familie, da? Sau... Da, familia este... Consulți mereu părerea lor? Sunt primii ascultători. Și întotdeauna ții cont de părerea lor? Păi țin cont, sigur. De cine se țin cont? Până cei mai apropiați, familie. Până la urmă, n-am dat greș dacă am ținut cont de părerea celor din jurul meu. Da, soția ce spune despre melodia asta nouă? E cumva, nu știu, mai inspirată și ea zice, băi, Laurenții, parcă ai 16 ani. Și soție e plăcut, să știi. Ea chiar mi-a zis, mai încearcă și altfel, poate îi spui lui Virgi să scrie o piesă, lui Virginia. Eu te rog frumos, nu mă da pe spate, să nu spui că vii data viitoare cu un rap aici, cu o piesă rap, că îmi cad ochii. Să știi, dar bună idee, măi, să știi, trebuie să încerci, să faci o combinație, un mix, știi? Poate, de ce nu? Ar fi ceva. Timpul ne va arăta. Deci soția este încântată. Este, cel puțin nu este contra. Nu este, așa, am înțeles. Păi uite, deci ea ți-a zis să-i spui lui Vigi să-ți scrie o piesă rap și
Tu ai zis că nu chiar rap, dar de să facem ceva nou. Nu chiar rap, că DJ nu are doar piese rap, el are așa combinat un fel de reggae. Stilul, el are stilul Vigi. Da, aha, da, reggae cu... El așa și zice că are stilul lui, nu-l copie pe nimeni. Da, asta e foarte important, pentru că asta de fapt îl definește pe un, pe un artist. Știi, de multe ori... Poate în contră el zice, uite, Carlos Dreams mi-a luat ideea pe care am cădat un cântecul cea. Serios? Așa am inspirat. Carlos, de ce fur ideea de la Vigi? Las că vine Vigi în emisiune și vorbim la tema asta, dăm toate cărțile pe față, de scoasem vedetele de secrete. Și acum stau și mă întreb, uite, pe viitor ce să faci tu? Cu care stil muzical o să continui? Cu stilul vechi Laurențiu Popescu, cel care a cucerit inimile oamenilor și cel care te-a consacrat și, pe de altă parte, e stilul acesta nou. Nu știu dacă poate te mai gândești să mai faci câteva piese, să o dai pe club, să mergi să cânti nopțile prin cluburi, să schimbi scena pe alta. Nu știu ce voi face, cum am zis, nu fac planuri, dar la sigur că voi continua să cânt diferite genuri de muzică, da. Chiar am un vis să cânt și o piesă scrisă de maestru Eugen Doga. Ah, ce frumos! Nu știu, ne va reuși acest vis sau nu, dar pentru mine nu contează, deci, stilul, contează să o fac bine, ca publicul... Sunt la noi în emisiune cu copza, vezi? Să aprecieze ceea ce fac eu. Cu siguranță că așa va fi și cu maestrul Doga sunt sigură că te-a reușit, pentru că, uite, chiar nu cu mult timp în urmă am avut posibilitatea să-l cunosc aici la Vedete Fără Secrete mai de aproape și este un om, știi, m-a surprins plăcut întotdeauna. Deci m-am convins că profesioniștii adevărați, oamenii mari, sunt oameni cu sufletul mare. Păi, într-adevăr, este o fire pozitivă. Și este foarte deschis spre colaborări, spre oameni, spre lucruri frumoase. Așa că eu o să te aștept și cu noutatea asta muzicală. Cu mare plăcere. Cu nerăbdare. Chiar l-am sunat, dar el tot timpul... e în deplasări. E în deplasări, ba la Moscova, ba la București, ba în altă parte. Rog, timpul e maraton. Uite, aștept să o văd și pe asta, pentru că muzică populară te-am auzit cântând. Și noi, și telespectatorii noștri, la cu Cobza. Și cu, da, și cu muzica populară. Apropo, tu te descurci foarte bine și cu muzica populară. Am învățat la Ștefan Neagă la instrumente de muzică populară, unde am mânuit copza. Da, și de aici... Și am cântat și o orchestră de muzică populară, Mărțișor, Veselia și multe altele. În calitate de solist? În calitate de copzar. De copzar. Da. Dar eu asta am știut? Nu știu că ai știut. Eu, dar primul meu turneu a fost în 1989, în România, cu orchestra de muzică populară Veselia. Extraordinar. Cântând la copți, da. Eu nu cred că telespectatorii noștri știu asta. Ia, mai zi. Ce să zic? Deci, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, dragi telespectatori, un om care a făcut tot felul de stiluri muzicale, care v-a cântat și v-a încântat și care v-a tot surprins, care, foarte interesant, uite, nu-și face... De la copză a ajuns la muzică modernă. De la copză a ajuns la muzică, cum îi zice, cu iz de tropice sau cum i-ai zis, da, tu. Da, da. Melodia pe care o să ne-o cânte în foarte, foarte scurt. Mai aveți puțină răbdare. De pop tropical. Un fel de pop actual, să zic așa. Da, da, deci, da. Mie mi se părea că, iarăși revenind la piesa asta, mi se părea că ești Enrique Iglesias acolo sau nu știu, o vedetă internațională. Acum, dacă să fi fost în engleză, pe bune, că ar fi crezut toată lumea că ești o vedetă internațională, că nu e o piesă făcută mai din Moldova și nu cântată de Laurențiu Popescu. Asta nu că n-ar fi frumoasă muzica ta. Ideea este că este pur și simplu foarte și foarte diferit. Alte piese de genul ăsta ai zis că nu știi, nu poți să zici da sau ba. Niciodată nu zic nu. Asta e cel mai interesant, dragi telespectatori, la omul acesta. Faptul că el nu-și face planuri, nu zice cu ce o să ne surprindă, dar noi așteptăm. Viața ne va arăta. Să știi că ești întotdeauna binevenit la Vedete Fără Secrete. Vreau să-ți ofer scena la această clipă, dar nu înainte, ca să le transmiți un mesaj telespectatorilor noștri. Cu mare plăcere, bucurați-vă de clipele frumoase petrecute în fața televizorului privind Busuioc TV. Simțiți-vă bine. Chiar vă rog așa să faceți, să urmați îndemnul lui Laurențiu Popescu și acum ascultăm piesa cu iz de tropice și aromă de sărut sau cum acolo? Da? Gust de sărut. A, cu gust. Cu gust de pătură care se numește Cântă... Inima mea. Cântă inima mea. Laurențiu, te invităm în scenă. Și să vă cânte inima. Așa să fie, dragii noștri telespectatori, cântă inima noastră cu Laurențiu Popescu pe final de emisiune.
Cred că nu există cuvinte nerostite până acum. Cine să-ți aducă aminte, ține-le minte, calde veșminte. Aer dulce, aer fierbinte, lângă tine simt că respir. Orice rană devine veche, suflet pereche, suflet pereche. Chiar nu aș fi al tău, te-aș fi căutat pe tine său. Mai bine, mai sigur, mai eu. Chiar că n-aș putea cânta, aș simți la fel când m-aș uita spre tine. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Ne certăm și e jocul nostru, am intrat că n-am de ales. Ne împăcăm cu fraze pe tocuri, facem înghețuri, facem și focuri. Da, e bine, da, e firesc și felul meu așa te iubesc. Și atunci când dorul ne strânge, ea îmi surâde, ea nu mă plânge. Chiar nu aș fi al tău, te-aș fi căutat pe tine său. Mai bine, mai sigur, mai eu. Chiar că n-aș putea cânta, aș simți la fel când m-aș uita spre tine. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Bine ar fi să nu se mai termine niciun fel. Că tot ce o să-ți dau e tot ce nu-ți va da alt el. Că de-o știi, a zi cea mai necontenit. Nu e prima zi, dar sunt la fel îndrăgostit. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. La fel când m-aș uita spre tine. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Melodia e ea, cântă inima mea. Chiar că n-aș putea cânta, aș simți la fel când m-aș uita spre tine. Melodia e ea, cântă inima mea. Mulțumim, Laurențiu Popescu, pentru acest final extraordinar de emisiune. Pe această notă romantică, cântând împreună cu inimile voastre, vă zicem la revedere, încheiem emisiunea noastră și vă așteptăm cu drag și data viitoare. Până la noi întâlniri. Tot aici la Vedete Fără Secrete. Pa, pa!